Cu... Bună seara și bine v-am găsit la lecția cu prof online. Așa, la întâlnirea cu prof online, mult așteptat de amândoi și de tine și de mine și să începem direct, fără să mai stăm pe gânduri, cu ce să începem? Cu Doamne ajută! Doamne ajută! Doamne ajută să facem o lecție frumoasă și am să te întreb dacă ai făcut, dacă pe caietele ai făcut filmul, adică dacă ai scris de pe caietelul tău lecția făcută. Da, mi-am găsit puțin timp după ce am terminat lecția, m-am uitat la film și am copiat ce am scris de pe tablă și acum vreau să vă arăt ceva. Te rog. Vreau să vă spun că astăzi niște copii pe grupul de matematică de la școală au spus că când ne dă domnul tema, că nu e corect, că nu au dat-o și nu știu ce, și apoi domnul ne-a dat tema și vreau să vă arăt. Ne-a Te dat-o. rog, te rog. Da, e o temă nu destul de interesantă, mă bănesc, cu Până probleme. vineri. Așa. Niște exerciții. Da, te rog, hai să pornim. Lăsați-vă, deci pagina, deci de aici exercițiu prim. Da, să Ok. facem tema, să vedem. Atunci, pagina 31, 14. Folosind proprietățile adunării numerelor naturale, calculați. A. 574 plus 875 plus 26 plus Scrie, 25. scrie, nu, nu, nu Dați-vă pot. ce... Scrie, te rog, că Trebuie nu A și pot. B. Ok, atunci o scriu. O citeam așa înainte. Da, odată în timp ce citești și scrii. Deci, nu mai scriu cerința. Stați, o dau să fie într-o parte să stea. Scrie, ține telefonul în mână și în timpul ăsta și scrii. Deci zici punctul A, să se calculeze, nu știu ce acolo. Da. A. Așa. Da. 14. 500. E bine și pe tablă, dar Da, e foarte, foarte bine chiar. nu prea îmi la Foarte bine chiar. plus. Știți, aici nu mai trebuia să scriu unde este buretele. Aici nu mai trebuia să scriu A ca să pot să am mai mult loc. Nu-i nimic, nu mă ștergem acum. Continuăm, ești plus sau ce mai este acolo? Dar nu găsesc buretele astea. A. Lasă A. De ce n-ai lăsat A? Și acum, dedesubt. Mai am plus 25 atât. Bun, perfect. Și spune în cerință, folosind proprietățile adunării numerelor naturale. Da. Calculați. Spui așa, egal în dreptul lui 25, nu dedesubt. Că continuăm exercițiul ca să exploatăm tot spațiul. Egal cu. La ce proprietăți se referă crestul? Adică să... Cum să zic eu, să adun de exemplu primul cu ultimul ăsta, adică să le Deci le poți asocia. Le asociale. poți grupa cum îți este ție cel mai bine. Cum egheșițul ar merge foarte frumos. Tu cu 574, cu cine l-ai grupa? Ca să fie o treabă deșteaptă. Cu 25. Da, Sau dar pot cu care avantaj? 26. De ce cu 26? De ce crezi tu? Pentru că 6 și cu 4 va face 10. Așa. 0, deci Și va fi foarte va da stabil. Descrie-le așa. 574 plus 26, pune în grup, într-o pa. 574 plus 26, într-o paranteză, adică prima echipă,
Așa, le-ai făcut o asociere, cum ți-a plăcut ție, și sigur celelalte două, plus celelalte două. Și egal. Egal, tot acolo, în continuare, nu, ca să nu perdem spațiu. Și atunci voi face. Stați. Hai să facem, fără să ne mai așezăm una sub alta. Acolo direct. Deci 4 cu 6 fac 10. Deci rezultatul îl punem direct acolo. Deci mergi și arată. 4 cu 6 egal cu 4 cu 10. 6 fac 10. Da. 0. Te obișnuiești 0. așa. Da. 0. 0. 1 în minte. 17 cu 2, 9 și cu 1 de minte, 0, Da. 0, 1 în minte și 5 cu 1 de minte, 6, 600. 600 plus. 600 plus, aici scriu, Da. 800, 5 plus 5, 10, Da. 0, țin 1 în minte, 7 plus 2, 9 și cu 1 de minte, 9. 10, 0, țin 1 în minte și 1 plus 8, 9. Și atunci, dacă le adunăm, avem 5, Egal, egal mai departe. este egal cu 15.000. Egal cu, nu 15.000, eu cred că 1.500, da? Așa. 0, 0, 0, 0 și 6 și cu 9 fac 15. Deci Da. asta este rezultatul, 1.500. Ăsta a fost punctul A. Nu? În ce a constat aici? Când ați folosit proprietățile, adică vă descurcați voi cum vă vine cel mai bine. Tu spuneai să luăm pe 574 cu 25. E, sigur că era posibil. Același rezultat. Apoi mi-am dat seama că 4 și cu 7 ar da 0 și ar da par și impar. Așa, Aș putea așa. aduna mai ușor. Exact. Ăsta, avantajul acesta îl folosim. Te rog. Am schimbat partea fiindcă e mai ușor cu partea Te asta. rog. Am. Auzi? Alesia, dacă ai putea să inventezi să fii cineva acolo încât să șteargă tabla și tu mai să o întorci, nu? Ar fi foarte interesant să fii cineva care șteargă tabla și tu mă întorci. Hai să vedem. 10 mai, mergem mai punctul B. Dar de ce să o întorc? Cum adică să întorc? Adică să scrie odată pe partea tabla albă, pe unul pe partea neagră, cea neagră, dar să fie ștearsă între timp. Zic și eu Ah, așa. dar nu prea am pe nimeni pe aici. Da. Dar o șterg repede. O să Da, încerc să o șterg mai bine. repede. Te rog. Aici am la exercițiu, am A care l-am făcut, B, C, C și, nu, A, B, C și D. Doar că mie mi-a dat ca temă doar A și B. Bun. Așa Faceți că pe ăsta le fac. B. Hai, te rog. B. Așa. Două. Dacă ai avea un pisic sau un cățel și l-ai fi dresat, între timp o ștergea tabla, da? N-am animale. Deci Chiar n-am. 2036 plus. Plus 871 plus 64 plus 329 plus 50. Este egal cu. Aș face prima dată. Sau vreți să încep de la acesta? Nu are importanță. Tu uite-te cu așa, vezi ce îți place. 64 plus 50. Bun, odată. Atunci o să scriu de la capăt. 64 plus 50 plus. Aș face. Deci astea două nu, mi-a mai rămas astea trei. Ăsta plus ăsta și apoi plus ăsta. Cum simți, cum îi place ochiului tău? Deci Da, ochiului așa tău, face. o secundă, hai să, vrei să vezi cum îmi place ochiului meu? Da, acum tu n-ai făcut altceva decât să le scrii într-o altă ordine,
Nu le-ai pus în paranteză ca să spui cum ai de gând să le aduni două câte două, le-ai scris încă o dată. Am pierdut niște timp. Deci înainte de a scrie, trebuie să-ți faci un plan. Și iată cum aș fi făcut eu. Pe 2036 cu 64 l-aș fi grupat. 2036 cu 64, că 64 face 10. Deci asta ar fi fost echipa cu care aș fi pornit. Deci 2036 cu 64, 871 cu 329 și pe 50 aș fi lăsat deoparte. La sfârșit. Deci 2 câte 2, așa fel încât să mi se lege. 871 cu 329, 1 cu 9 fac 10 acolo și îmi vine ușor la adunare. Deci eu caut să le grupez așa fel încât să am șanse să adun cât mai repede. Ăsta e motivul. Deci cum am spus... Deci 2036 cu cine? 2036 plus 64. Corect, o echipă. Pune în paranteză ca să înțelegi că asta o faci prima dată. Plus 841, 8871 plus 329 și apoi plus 50. 50. Și egal. Păi 6 și cu 4, 10. 0, țin 1 în minte, 6 și cu 3, 9 și cu 1 din minte, 10, 0, țin 1 în minte, 1 și cu 0, 1 și 2 singur, plus, aici îmi dă, 1 și cu 9, 10, 0, țin 1 în minte, 7 și cu 2, 9 și cu 1 din minte, 10, 0, țin 1 în minte, 8 și cu 3, 11 și cu 1 dinainte 12 plus 50. Am 2100 plus 1200 și am Direct acolo, nu mai pierdem timpul, direct acolo, 0000, așa, suta la amândouă, 1 și cu 2, 3 și 2 și cu 1, 3. De ce să le mai așezăm una sub alta, să pierdem timp? Tot trebuie să te Nu le-am înveți. așezat, făceam așa în minte. Am înțeles, da, dar direct acolo și plus 50 și egal mai departe cu... Egal cu 0, 5, 3, 3. Da, corect rezultatul. Vreau să comentăm ceva. La un exercițiu nu trebuie să pierdem mult timp. Cu cât câștigăm timp mai mult, ne rămâne să zicem, ne ducem la alte subiecte unde avem de făcut analiza la o problemă, să vedem cum judecăm. Deci, de aceea, partea asta intermediară cu punerea parantezelor n-aș mai fi scris-o. Ia șterge tu acum parantezile și cum am grupat și să rămân numai rezultatul. 2100. Eh, hai că ai șters tot, dar acum vreau să zic așa, că ștergi doar până și acum ai șters, lasă egășițul de la egal de acolo. De la egal și partea aceea care adunarea aceea. Așa. Și atunci tu te uiți pe egășițul care ți-a fost dat și fă un arc între 2036 cu 64, că le-ai grupat pe astea, dedesubt așa un arc. Așa, perfect. Și faci și adunarea direct. Nu Știți mai ce scrii încă o dată. că eu trebuie tema asta să scriu și pe caiet, așa că apuc să scriu și pe caiet. Nu acum, nu o scrii după aceea. Nu, după aceea scrii. După aceea vezi filmul, lasă că trebuie să te uiți pe după aceea. Nu așa facem, nu? Că nu pierdem timpul atunci. Eu nu stau să, nu stăm acum să copii tu de colo-colo. Asta e treaba care o faci tu în culise. Te rog. Șase și 40, 0, țin în minte. Așa.
16 cu 3, 9 și cu 1 diminute 0, ținem aminte, 1 plus 0, 1 și 2 diminute, plus 329 plus 50, am 9 și cu 0, 9, 2 și cu 5, 7, asta ținem. 9 și cu 1. Pe ea am făcut ăștia doi și de asta. Nu, păi da. Ai arătat arcul? Merge așa cum ai grupat. Ai 871 și cu 329. 0, 0. Așa, și apoi, deci 9 și cu 1, 10, 0 țin 1 în minte, 2 și cu 7, 9 și cu 1 din minte, 10, 0 țin 1 în minte, 8 și cu 3, 10, 11 și cu 12. Și plus 50. Da? Plus 50. Și egal cu? Egal cu 0, 0, 3, 3 plus 50 egal 300, 3350. Da, obișnuiește să scrii în continuare, în dreapta, ca să nu mai... Chiar când redactezi pe caietel, dacă tot scrii jos, jos, așa, nu arată deloc frumos. Trebuie să ne obișnuim să ocupăm tot spațiul. Așa și când redactăm o lucrare. Da. Ce a fost aici? N-am mai trecut prin etapa intermediară să le grupăm, nu știu ce. Am pus arcul acela și am câștigat timp. Deci asta e secretul cel mare. Hai să vedem și la punctul C. Scriem și punctul C. Chit că nu l-am. Putem să așteptați puțin să mi-aduc ceva din ghiozdan, vă rog? Da, te rog. Deci facem și punctul C, te rog. Nu, atâta am avut. Păi nu, dar eu îți cer să facem și C și D. Chit că profesorul ți-a dat numai două, eu îți cer ca să înțelegem bine că fiecare exercițiu, în fiecare etapă, ne oferă șansa unui antrenament. Deci așa fac eu lecții. Deși vă dau numai două, noi le facem și pe celelalte. Așa le spuneam tuturor elevilor. Eu le dădeam un lucru, dar ei făceau și punctele celelalte. Intrăm în logica mea, ca să putem face treaba, da? Deci facem și punctul C și punctul D. Punctul C, ce spune? Vorbește, te rog, 2301 plus 2301 plus 3650 8, anul da. 90 3698 Da. plus 698 nu plus 302. 302. Ia uite-te tu cu atenție și spune ce grupaje, făcând un arc așa pus. Așa, foarte bine, corect, corect. Și deodată... Deoarece 8 plus 2 de 10 și Așa, ăsta e motivul. atunci am 8 plus 2 10, 0, țin 1 în minte, 9 și cu 0, 9 și cu 1 din minte, 10, 0, țin 1 în minte, 6 plus 3, 9 și cu 1 din minte, 10, 0, țin 1 în minte și 1 plus 3, 4, plus
1 plus 9, 10, 0, țin 1 în minte. 8 plus 0, 8 și cu 1 din minte, 9. 3 plus 6, 9 și 2 singur. Egal cu 0. 9. Așa. 9 și 6. Foarte bine. Vezi, a mers mult mai repede. Următorul, ce? Deu. Deu e mai complicat. Nu e nimic. În fața noastră, n-are cum să fie complicat. Îl facem foarte repede. Știm. Ne uităm cu atenție, vedem ce și cum. Ok, atunci. Paranteză pătrată, paranteză rotundă, 324 plus 76, aici nu mai am ce să combin că e deja în paranteză, Da, corect. plus 100, închid paranteza pătrată, plus, scriu, deschid paranteza rotundă, 109, plus 16, plus 1 și închid paranteza rotundă. Bun. Și atunci am. Mai întâi fac asta de aici. Obligatoriu. Deci nu stai pe Obligatoriu. gând. Dacă nu ți-ar fi pus, n-ar fi fost puse parantezele rotunde, atunci grupai tu, că era convenabil să faci așa, da? Dar Și te-a ajutat. fiindcă după ce rezolv, scap de paranteza pătrată și de cea rotundă. Da, deodată. Că după ce faci suma asta, mai pui 100. Deci noi mărim ritmul, da? Deci zicem 6 și cu 4, așa. Plus Deci 100. deodată puteai să pui 500 și scăpai și toată paranteza dreaptă și tot. Asta vreau să comunic. Negreșiții nu ne lăbărțim, ci întindem, câștigăm timp. Dar 100, acolo poți să aduni. 101 și cu 109 și cu 1 ăla. Faci deja, nu scrim nimic în plus. 109 și cu 1 fac 110 și cu 16 faci deodată. Da? 110 și cu 16, 126. Repede, plus 126, ritmul trebuie să fie din ce în ce mai mare. Și egal cu... Așa, ia închipuiți tu că tu scrii încă o dată și încă o dată și încă o Trei, dată. zero și doi. Da, 2. Și atunci pierdeai foarte mult timp și spui, nu mi-a mai ajuns timpul. Nu, timpul a fost foarte bine drămuit, oferit ca nevoie de consum. Dar tu uite că ai tot scris încă o dată și încă o dată relații. Deci facem tot foarte rapid cât putem de repede tot ce se poate face. Deci 127 cu 76 plus 100, 500 odată. Și acolo mergem mai departe, te rog. Asta. Păi gata, acum aș avea următorul exercițiu. Da, te rog, hai să vedem. O mai auzit că sunt frumoasă. Stați puțin că am un mesaj de la mama. Deci am făcut exercițiu 14. Acum am. Stați puțin. Am exercițiu. A. Îmi scriu aici pe tablă ca să mai. Și 21. Așa. Te rog. Să văd pagina aici. 15. Punctul doar A. 15A. Da. 1 plus 2 plus 3 plus 80 este egal. Da. Suma lui Gauss. Da. Da.
Nu ne gândim să facem o formulă. Nu. Noi încercăm să facem egheșițiu scriind ultimii trei termeni. Care ar fi ultimii trei termeni? Înainte de 80, cine s-ar afla în fața lui 80? A, mi-aduc aminte și atunci să scriem 79 plus 78 plus 77 plus 3 plus. Nu, 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 nu. Ștergem ce ai scris tu acum. Tu ai în amintirea ta să află o idee pe care ai descoperit-o cumva în trecut, dar eu vreau să spun, între puncte, 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 să află în fața lui 80, cine se află în fața lui 80? 79, da? Pune 79 în fața lui 80. Printre puncte, puncte. Acolo cum este. Așa. 79. În fața lui. Așa. Și. Așa, atâta. Puncte. Nu, dar nu poți acoperi. Că nu-i poți scrie pe toți. Lasă așa, pe la 77 și cu asta te oprești. Ei, acum, ce știi tu este așa. Că aceeași sumă o scrii invers. Adică începând cu 80 pe sub 1, 80 sub 1. Dar înainte de a face chestia asta care o ai mecanic, vreau să discutăm un pic. Pentru că tu nu trebuie să te mulțumești cu ideea că le scrii așa una sub alta și faci. Și acolo pune plus între ei, 77 plus 78 plus 79, da? Deci la 77 plus 78 plus 79. Și spun așa, nu trebuie să te mulțumești cu ideea că știi tu ca o amintire că le pui una sub altele. Mai devreme, cum am spus că calculăm suma, faci așa fel încât să-ți faci tu un joc încât să fii cel mai convenabil. Da? Da. Ei bine, uite, unul și cu cine să-l grupezi tu ca să facă un rezultat frumos? 79. Perfect. Fă un arc. Fă un arc între 1 și 79. 80. Nu, 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 nu. Nu vreau să pui sub unele sub altele. Nu mecanic. Cum am făcut mai înainte, 1 un plus arc. 79, Așa, 80. așa, pune un arc. 2 plus 78, 80. 3 Dar plus 77, pune un 80. arc, pune un arc, te rog. Unu, unește-l cu 79. Adică pune un arc, așa cum ai făcut la Știu. cele. Așa, un arc. Perfect. Asta am vrut să spun. Ei, cât face 1 cu 79? 80. 2 cu 79? 80. 3 cu 79? 80. Ei, câți de 80 faci? Aici e problema. Câte echipe de 80 vei face? Câte grupuri de 80? Nu? Că deocamdată numai 3, dar ar mai fi 4 plus 76. Le Da? scriu pe toți. Hai să scrim, dar avem mult de scris. Vrei să scrii pe toți? Ia-o de Scriu dedesubt și repede. scrii pe toți termenii, da? E mult de scris. Dar scrie pentru început. A, nu, stați că eu am descris că tot ce scriam. Așa, șapte. A, nu, 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 nu. Păi, așa, ești atentă. E crescător. Ba da, e crescător. Aici e 5. Așa. Oh.
Deci unul descrește și celălalt crește. Corect. Așa. Da. Oh. Is. Mai am puțin. De unde puțin, că mai am o grămadă. Deci ăsta scade, ăsta crește. Așa, 21. 21 atunci. Și atunci scade 58 plus adun 22. Apoi 57 plus 23. Apoi 58 plus 24. A, nu. 56. Apoi 56. 55 plus 25. Apoi 54 plus 24. Ba, nu. Plus 26. Apoi 53 plus 26. Nu, 23, 20. Nu. A, 27. După 52 plus 28, apoi 51 cu 29 și 50 cu 30. Și apoi trebuie să-i numeri pe toți? Păi, pe urmă, numărăm perechile. Oh. Ca să vedem câți de 80. Iată, asta e treaba de sub masă, pentru că mai vedeți. Asta, să vă pun aici ca să pot să vedeți. Patruzeci și nouă plus 31. Da, deci aici adună, aici adună, aici. Da. 48 plus 32, 47, da, deci scriu plus 33, 48 plus 34, 47 plus 35, 46 plus 36, 34. Ai zis 40. 48 acolo. Hai să mai vedem încă o dată. Deci 49 cu 31 e bun. 48 cu 32 e bun. 47 cu 33 e bun. 46. 46, nu 48. Că scade tot timpul. Așa. 45. 45. A fost 46, 45 cu 35. 44. 44 plus 34. 43, lăsați că scriu așa, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 30. Dar vezi că 37 le-ai mai scris odată, 35 le-ai mai scris. Deci nu-i mai ai pe ăștia.
Uite, 30, 32, 33, 34, 35. Așadar, scrie, așa trebuie să mergi în paralel ca să vezi bine lucrurile. Deci ai zis acum 44 plus 34, 43 plus, pune acolo plus 30, 43 plus 30 nu. Păi uite, a fost mai înainte 35, 45 plus 35, 44 plus 36, 36. 3, 4, 5, 6, Așa. 37 acolo. 38, 39, Așa. 40. 40 plus. Plus 30 A, 40 plus. 40. Dar unde și sunt 2 de 40? Nu, gata. E singurul 40, ai ajuns, gata, el a rămas singur. N-ai ce-i faci. Doar nu mai este un 40 în suma aceea. În cârdul ăsta, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, e singur 40. Deci când adunăm numele 1 plus 2 plus 3 plus 4 Plus plus 5 plus 40, 80. 40 și plus 80, dar aceștia sunt separați, da? Deci, ăsta subliniază-l că a rămas la mijloc, el nu mai are cu cine să se adune, nu mai are încă un 40. Bun. Și acum vezi tu câți de 80 ai făcut. Dar scrie și pe cei de la început. Deasupra, pe linia întâi, scrie și 1 plus 80, deasupra la 76 plus 4, acolo la 76 plus 4. Sau îi scrie acolo, poftim, 1 plus 80 Acolo. 80 plus plus 1, 0. nu 1 plus 80, 1 plus 79 parcă era. 1 plus 79. 2 Plus. plus 78. Da. 3 plus 77. Șapte. Și de aici vine acolo. De acolo îi ai. Întrebarea este câte grupuri de 80 vei avea? La număr Câte de pe. echipe? Asta nu se pune. Asta o lăsăm. Deci una aceea. Una, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Deci 20. cine îi numără? Cei de pe locul 2 îi numără. 21, 39. 3, 24, 25, 26. Deci cine îi numără foarte bine? Cei de pe locul 2. 41 plus 39. Deci sunt 39 de echipe de către 80. De echipe de 80, numere de 80. Și plus 40 acela și plus 80. Deci suma S este egală cu suma de sus acolo, egală cu câte echipe de 80 ai făcut? 39, adică Așa. 40. Deci 39 plus 40 acela care e singur. 39 ori cât? 39 ori 80. Deci S egal cu, scrie, te rog. Suma S egală cu Deci, mai S. vedeți? Da? Egal cu cât? 39 ori 80. Sunt 39 de al de 80. Așa. Plus încă un 40 care a rămas singur. Plus 40 ăla care ți-a rămas singur. Și plus 80 de la sfârșit care a rămas singur. Plus 80. Și cât? Nu? O rămas 40 la mijloc și 80 pe care nu l-ai folosit. Și acum suma asta totală egal ca rezultat 39 ori 80 să mulțim. Aici mai vedeți? Da. A, 8 ori 9, 72, 2. Țin 7 în minte. 8 ori 3, 24,
Și cu 7 din minte, 31. Nu, stați. 31 și eu dau 0 ăsta. Deci am... Mai vedeți? Da. Plus. Plus 120. Și egal cu, să vedem rezultatul. Sumă egal cu 0. Mai vedeți? No, așa, egal acolo în dreptul sumei, egal cu acolo. 3240 este rezultatul final. Haideți să recunoaștem Alesia că am muncit foarte, foarte, foarte mult. Pot să vă spun Foarte. ceva? Zi. Dacă ar fi 1 plus 2 plus 3 plus 1 miliard, tot așa stau să scriu? Păi vezi, atunci trebuie să găsim o idee care să ne ducă spre rezultat mult mai ușor. Deci, noi am dorit, în clipa asta, să găsim o variantă, tot așa în grupajele astea, dar unde am avut noi dificultate? Mari dificultate am avut când n-am știut câte grupe să fac. Că dacă știam câte grupe să fac, noi nu mai pierdeam timpul ăsta. Eram foarte, foarte fericiți în lucru. Dar din cauza că n-am știut câte grupe să fac, a trebuit să le scriem concret. Da, ca să aflăm să ne urmărim. Dacă cumva am descoperit vreo șmecherie ca să știm câte grupe s-au făcut acolo, vom fi foarte, foarte, foarte fericiți. Ăsta e momentul. Și tu ai spus bine, dacă ar fi fost 9 miliarde, hai să zicem, să fi fost 100. Dacă am fi adunat toate numerele la 1 până la 100, ar fi dat destul de mult. Ar fi fost grupe. Sau până la 200, sau până la 300. Toate numerele adunate până la 200 n-ar fi încăput pe tablă. Toate echipajele acelea. Deci, iată un moment foarte important în rezolvarea exercițiului. Cum le numărăm fără să le scriem? Cum le numărăm fără să le scriem? Aici este momentul cel mai frumos. Deci am pus 39 de grupe. Dar cum am putut afla cele 39 de grupe? Aici este toată Adică filozofia. 40 de grupe. Cu Nu, asta zici. nu, că 40 au rămas singuri. Nu mai a avut cu cine, nu s-a mai cuplat cu nimeni, 40. Dacă erau 40 de grupe, puteam să facem 80 împărțit la 2. A, stai că e o idee foarte tare asta. Deci să fie jumătate Da. din câte numere sunt acolo, dar jumătate. Păi atunci hai să-ți propun așa. Hai să facem grupele cu 1 cu 80, nu așa cum am făcut 1 cu 79, așa ne-a plăcut nou că se făceau echipaje de câte 80, nu? 80-80. Dar dacă adunăm pe 1 cu 80, pe 2 cu 79, suma va fi 81. Și atunci, ca număr de grupe, vor fi jumătate. Deci jumătate de 81. Adică 81 ori 40 ar fi suma. Ia să vedem dacă îmi dă același lucru. Dacă Ia se poate ce face știi. 81 împărțit la 40? 81, 81 ori 40. Ah, Deci, mai vedeți aici? Nu mai vedeți. de ce? De ce? Că 1 și cu 80, 1 și cu 80 cât face? 1 și cu 80 face 81. Nu, da, 80. 2 cu 89, iar 81. 3 cu 88, iar face 81. Ați spus 80 și 81 Ori ori 40. 40, că jumătate din grupe, că nu? Din 80. Ia vezi, este adevărată șmecheria asta, că ar fi foarte tare. Stați să fac aici. Da. Imediat, repede, repede. Deci, 80. Gata, deci, 81 ori 40 Da. ori 40
Așa. Gata, să. Ce Acum. rezultat? Ce rezultat ți-a dat? 2, 3, 4, 3240. 3, 2, Exact, 4. exact rezultatul, deci. Exact rezultatul. Deci, ca am aflat o chestie, deci să facem de acum Primul plus ultimul. Primul plus ultimul adunat. primul plus ultimul, ori Jumătate din câte sunt ele. Jumătate din numărul lor. hai Au să vedem fost. la alt exemplu. Luăm un asta e. Așa trebuie să facem. Deci să vedem dacă merge șmecheria, da? Dacă merge șmecherie, foarte tare. Foarte tare. Este extraordinar ca să dăm drumul la o formulă, să găsim o formulă până la urmă, ca să nu mai muncim atât. Pot să da. Da. Papa muncă. Vezi? Totdeauna din nevoia de a găsi rezolvări mai rapide, omul își pune mintea la treabă. Cum să fac eu? Dacă ar fi fost 200 din numeri, ce fac eu acolo? Când le fac chestiile astea? Cum le scriu pe toate? O să iau celălalt exemplu care l-am de făcut. Te rog. Da, să știți că începe cu 2. Foarte bine. Foarte bine. Mă bucur că începe cu 2. Plus 100. Și atunci o să am așa. Sumă egal. Primul, adică 2, plus Da. 100, Da. adică 102, Da. ori Dar nu-i 100 bine. împărțit la 2. Stai. Nu te grăbește, grăbește aici. Ia ascultă-mă un pic. Deci ai zis primul plus ultimul și egal 102 și primul mulțit. Nu, păi suma aceea nu mai este egal acolo. Numai 2 plus 100 fac 102. Da? 102, atât. Și te-ai oprit. Dar nu-i corect că S egal cu. S egal cu 2 plus 100, pui în paranteză. S, scriem așa, S egal cu 2 plus 100. S egal cu 2 plus 100, adică primul plus ultimul, plus 100, da? Totul de mulțit cu jumătate din cât tot faci primul plus ultimul, de jumătate din câți termeni sunt acolo, jumătate din ei. Câți ori fi oare? E, dar la ce începea cu 1? Când începea cu 1 era deșteaptă. Ori 50 spuneam. Primul plus ultimul. Cum facem acolo? Vă dau una cu unul. Nu. Noi trebuie să ne descurcăm. Trebuie să ne descurcăm. Bine. Pune plus 1, pune plus 1 și-l scazi pe 1 la sfârșit. Hai că e o deșteaptă ideea asta. Deci, No. lui, ascultă-mă pe mine, te rog. Lui, în fața lui 2 pui plus 1 și pe urmă scazi pe 1 de la sfârșit din 100. Nu? Nu-i bine așa? Deci 1 plus și la sfârșit minus 1. Și minus 1. Adică ce am făcut noi practic? Din toată suma asta și subliniază de la 1 început până la 100, că știm cum să o facem, de la 1 până la 100 știm cum să o facem, și până scădem pe 1 care nu era pus. L-am pus noi. Și atunci suma va fi 1 plus 100. Da? Mai scrii, te rog? Unde ești? Da. Încă o ta marcă. A, e aici. Deci 1 plus. Nu. Este egal cu 1 plus 100. În paranteză, în loc de 2 pui 1. Că suma acum a început de la 1.
Deci 1 plus 100 ori, în paranteză, ori jumătate din 100, ori 50, ori 50, dar lasă paranteza, că totul se mulțește. Primul plus ultimul, ori 50, așa, 50 și minus 1. Minus 1 pentru că l-ai scăzut pe acela, minus 1. Și egal acum. Acum. 101 ori 50. Nu? No? Păi da, trebuie să facem mulțirea întâi. Cum faci scăderea 49? Sigur că da. Ori 50 și minus 1. Și egal cu... Stați să calculez. Deci face 5050 și minus 1. Minus 1 acela. Așa. Și face suma egal cu 5049. Asta este suma aceea. Deci dacă tu ai fi început să aduni ușor, ușor, ușor toate numerele, ți-ar fi dat 5049. Ți-am spus povestioara aceea cu Gauss, nu? Cu micuțul Gauss. O Când, știam. da, o știai. Acum, nu ți-a fost clar de ce s-a adunat să scazi 1. Ba da, nu a fost. De ce? Te întreb eu. Fiindcă am avut 2 la 2, era la început 2, așa că am adăugat 1 aici și l-am scăzut la final. Da? Și am făcut-o pentru că în clipa în care începem de la 1, știm până la 100 că sunt 100 de termeni. Și jumătatea, că noi facem grupii de câte două, câte două, jumătatea grupului 100 înseamnă, de fapt, cât înseamnă? 50. Dacă începe de la 1, dar el începând de la 2, am avut nevoie de 1 același, l-am adunat și am scăzut pe 1. Și punându-l la început, ca să știm că suma începe de la 1 și până l-am scăzut, a fost foarte bine. Dar dacă dau următoarea sumă de desubt, suma S egal cu 3 plus 4, scrie S egal cu 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus puncte, puncte, plus 100. Așa, plus puncte, puncte, plus 100. Cât, cu cine mai este egal suma asta? Ai putea să găsești o idee de calcul? Cum? Aș face așa. Aș adăuga unul aici. Nu numai 1, și 2. Doi, doi, doi. Deci 1 și 2. 1 plus 2. Adică 3. Adică un 3. Dar ca să vadă tot omul, spui 1 plus 2, tu lasă așa ca să vadă suma frumos cum lucrează. 1 plus 2 și minus 3 la sfârșit. 1 plus 2 și minus 3. Așa. Și prima bucată. Atunci am 3 de aici, adică 1 minus 2, în paranteză, plus 100. Nu, 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 că de la 1 începe suma. E 1 plus 100. Că de-aia ai pus pe 1 plus 2 în fața acolo, ca să înceapă suma de la 1. Ea începea de la 3. E drept. Dar ca să poți număra foarte bine, ai pus și pe 1 și pe 2. Că așa e suma care pornește. Dar. Și atunci le-ai scăzut pe 3. Adică 1 și cu 2 pe care le-ai pus în față fac 3. Toată suma până la 100 știi că făcea 5050. De S egal cu 5050, că am făcut-o mai devreme, uite-o aici sus, 5050, minus 3-ul, minus 3-ul de la sfârșit. Și este egal cu... Terminată ești. Vezi? Deci dacă a început de la 3, îi lipsea 1 plus 2. Însă, eu acum am o idee foarte tare.
Că toată problema este câți termeni, câte echipe de ce le facem. Că n-am găsit încă o idee ca să numărăm toate grupele de câte două. Încă n-am găsit. Dar așa e la matematică, trebuie să tot întatonăm, să tot încercăm. De aceea, ce-aș propune, să pornim mai de jos, să adunăm toate numerele de la 4 la 20. Ia să le adunăm de la 4 la 20. Ștergem, să facem un alt exercițiu. Când n-am găsit ideea, dacă n-am găsit-o, totul încercăm să vedem cum o descoperim. Scrie 4 plus 5 plus 6. 4 plus 5 plus 6 plus puncte, puncte plus 20. Ei, și după rețeta asta, o să în fața lui 25 se află. În fața lui 20 acolo la sumare, printre puncte, puncte. S-ar afla 19. Nu? Pune-l pe 19, pune-l pe 18. Așa, așa. Deci este 19, 18, da? Atât. Și plus între ele, da? Plus. Scrie plus. Bun. Și acum, după proprietățile care le-am descoperit și ținând cont că e foarte interesant să faci echipa 4 și cu 20, fă un arc între 4 și 20, între 5 și 20 și 20 și 19. Așa. E clar că sub fiecare arc pune un 24, 24, nu? Adică în dreptul arcului cel 24, 24, 24. E clar. Întrebarea este câte grupe de 24 facem? Asta e momentul cel mai important. Nu mai sunt 10, că data trecută am împărțit pe 20, nu? Pe 20 l-am împărțit la 2, că așa am înțeles noi, că ultimul, cum a fost în exercițiul nostru 80, dar acum pleacă de la 4. Deci nu mai sunt tot atâtea echipe de câte 2. Nu sunt jumătate. Eu nu știu cum să fac, cum să descoper asta. Hai să o luăm până la 10, că poate ne vine o idee mai bună. Aici nu, să le scrim pe toate de la 10. Deci 4 plus 6, 4 plus 5 plus 6, scrie de desubt. 4 plus 5 plus 6, plus 7 plus 8 plus 9 plus 10. Le scrim 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10. Deci ne oprim la 10. Și acum scrim pe toate. 4 și cu 10, 5 și cu 9, fă toate echipele. 4 plus 10, apoi 5 plus 4 plus 10, 5 plus 9, 6 plus 8 și 7 le-a rămas singur. Foarte bine. Câte echipe ai făcut? 4, 5. Nu. 4 cu 10 o echipă, 5 cu 9 o altă echipă, 6 cu 8 o altă echipă. 3 echipe ai făcut. 3 de al de 14. Nu? Și un 7 de acela. E, 3 echipe. Dar cum de-a apărut treiul ăsta? Ia să facem. 10 minus 4.
10 minus 4 cât face? 10, adică din ultimul. Ați spus 10 minus 4. Adică din... fac și 6. Deci din ultimul am scăzut pe primul, 10 minus 6, și îl împărțim la 2 pentru că facem grupii de câte două numere. 6 împărțit la 2 egal cu 3. Deci câte grupe am găsit noi? Deci, da, nu-i bine așa. Că e egalul de mai înainte, 10 minus 4, care face 6. Dacă vrei de desubt, 6 împărțit la 2 egal cu 3. Că egalul, primul egal nu mai are rost, nu se mai leagă de al doilea. Deci 10 minus 4 scriem așa, egal cu 6, da? 10 minus 4 egal cu 6. 6 împărțit la 2 egal cu 3. Foarte tare. Hai să vedem dacă nu cumva asta ar fi șmecheria. Scădem pentru a vedea câte grupe se fac, când noi asta nu înțelegeam noi, câte grupe se fac, scădem din ultimul care se adună pe primul cu care se începe. Deci din 10 scădem pe 4 și împărțim la 2. Da? Împărțim la 2. 10 minus 4 egal cu 6. 6 împărțit la 2 și înseamnă 3. Și iată 3 grupe. 3 grupe. Pare a fi asta o idee, dar să mai vedem și o altă situație. Ia să vedem dacă... Cum să facem acum? Hai să mă ajut și tu, Alesia. Trebuie să găsim vreo șmecherie, că nu ne convine să le scriem pe toate, să le numărăm la sfârșit. E complicat, foarte complicat. Că dacă sunt multe de scris, atunci ce facem? Deci, încep să văd. Ia să scriem noi de la 7 până la 15. Să vedem dacă merge rețeta asta. 7 plus 8 plus 9. Ia să scriem suma asta. 7 plus 8. 7 plus 8 plus 9 plus 10 plus 11. Nu, nu, nu. Scrii pe toate. Până la 15 poți să scrii. 10 până la... Deci 10 plus 11 plus 12. Până la 12. Hai să vedem. 10 plus 11 plus 11 plus 12. Dacă le grupez așa, 7 cu 12, 8 cu 11 și 9 cu 10, da? Și dacă scădem din 12 pe 7, deci grupează așa, 7 cu 12, 9 cu 11, 8 cu 11 și 9 cu 10. Și cât au făcut acolo? Faci ca valoare 19 și câți de al de 19 sunt? 3. Deci suma aceea ar fi egal cu 19 ori 3, da? Deci egal acolo în dreptul sumei, egal după 12, egal acolo cu 7 plus 12, primul plus ultimul, 7 plus 12, așa, primul plus ultimul, ori, în paranteză, ori 3. În paranteza asta. Păi, da, n-am făcut așa, 7 cu 12. Și rezultatul, care faci în 9, mulți cu 3. Deci, se adună primul plus ultimul, ori câte grupe sunt, ori 3. Sigur că valoarea e 19 ori 3, care nu e decât un număr de calculat, dar pe mine mă interesează tehnica. Deci eu sunt înnebunit să găsesc tehnica asta de lucru. Primul plus ultimul este foarte bine, totdeauna se aplică, dar oricâte grupe, nu știu cum să fac câte grupe. Aici au ieșit 3 că
Din 12 scădem pe 7. Ia zicem, 12 scăzut 7 egal cu... De aici 12. Deci din 12, din ultimul, am scăzut pe 7. Da? Și cât din o dată? Nu dată. Ah, da, ia stați. Dar nu am făcut. Era parcă. Pe atunci aici de 5. Deci de 5, dar 5 nu se mai împarte la 2, nu? Da. Ei, când nu se mai împarte, trebuie să adunăm un 1. Și 5 adică și cu 1, 6? 6, 6 se împarte la Da, 2, da. Nu? Și face 3. Cum să facem noi? Cum să facem noi aici? Stați că eu am mai făcut suma lui Gauss, da, am mai făcut și era o metodă. Ai, nu, că trebuie să descoperim noi, nu ne interesează cum ai făcut tu, nu, eu trebuie să văd aici, dacă nu descoperim, neapărat trebuie să descoperim în seara asta. Că nu ne interesează o formulă, să o descoperim noi, că noi vrem să fim cei care să o semnăm, nu? Totdeauna așa am zis, facem. Unde suntem noi, la ce, unde ne batem noi? Că nu știm câte grupi de câte două să facem. Nu știm să le numărăm. Primul plus ultimul, da. Dar cum să știm noi? Scădem din cel mare de la capăt, scădem pe cel de la început. Îi deșteaptă și ideea asta. Așa, cum facem noi acolo? Deci din 12 scădem pe 7. Ați văzut? Dar nu știu, nu mă interesează. Din, pe lângă ne plus 1. E o formulă, de cine o descoperit? Eu nu pot să cred, nu cred. N-am eu nicio treabă. Adică 20 în paranteză n plus 1. Adică cine? Lăsați. Ai înțeles ce? N plus 1 am văzut, facem și noi asta. 20 plus 1 dacă începi de la 1. Dar dacă nu începi de la 1, de la 4 cum a început la noi, e altă poveste. Deci eu vreau să găsesc o formulă de stoaptă ca să-mi facă, să-mi ofere șansa să număr echipele astea care se formează. Deci primul plus ultimul, ori numărul lor. Aici e problema. Ori numărul de echipe care se formează. Cum facem? Cum facem, băi? Tu ai acolo formula aceea, dar cine a descoperit-o? Cum mi-a venit în minte acelea? Cum să iau eu formula aceea de bază? Dacă e greșită. Dacă e greșit. Că pentru suma de la 4 până la 10 e altceva. Când începe de la 1 e adevărată, dar când începe de la 4 e cu totul diferit. Trebuie să adun așa primul plus ultimul, am văzut. Ori câte grupe să fac, câte două. Adică grupele acelea, 4 și 10, 5 și 9, 6 și 8, și au mai rămas șaptele la singur. Din 10, dacă scad pe 4, face 6. Și dacă pe 6 îl împar la 2, pentru că fac grupii de câte 2, câte 2, câte 2, fac 3. Păi, cred că așa. Ia să încercăm noi să tragem o concluzie. Să fixăm o idee. Să scriem așa. Pentru a găsi numărul de grupe,
Ia să scriem în cuvinte. Asta e senzațional ce găsim acum seara asta. E senzațional, merită asta. Scrie chiar acolo tu, acolo în loc, cu spațiul ăla liber, sus, pe tablă. Nu, mai bine șterg. Dar de ce să ștergi? Dar aia vezi spațiul ăla și mă interesează. Frumos am loc. Da, dar mă interesează suma asta ca să o pot privi și să pot să-mi fac vreo idee. Încă muncim, dar hai să vedem cum zicem. Pentru a găsi numărul de... Pentru a găsi... A găsi numărul de grupe, scădem din ultimul număr, cum a fost la noi 10, din ultimul număr al sumei, din ultimul număr al sumei. Pe cine scădem? Scădem primul număr, deci din ultimul număr al sumei, scădem primul număr, scădem pe primul număr, scădem pe primul număr al sumei. Și împărțim la 2. Și împărțim la 2. Bun, dar de ce împărțim la 2? Fiindcă luăm câte 2 în grupă. Câte 2, câte 2. Asta ar fi o primă idee, dar să vedem dacă merge șmecheria foarte, foarte bine. Deci am scăzut din 10 pe 4 și am împărțit la 2 și ne-a dat 3 și atunci sunt 3 grupe. Însă mai rămas 7-le la răsleț pe care trebuie să-l punem în sumă. De aceea trebuie să mai vedem încă ceva. În suma asta de la 12, câte grupe? 7 și cu 12 au făcut 19 și câte grupe ai făcut? 3, da? Da. 12 minus 7. Cât au făcut? 12 minus 7 face 5, parcă nu? Da, 5, perfect. Și tu ai 3 grupe. Deci dacă la scădere ne dă un număr, dacă la scădere ne dă un număr impar, cum e cazul nostru 5, atunci îi mai punem numărul impar 1 și până împărțim la 2. Deci lui 6, lui 5 îi mai punem 1 și facem 6 și împărțim la 2. Și ca să facă 3 și să vadă cele 3 grupe. Deci asta ar fi ideea. Ușor, ușor ne apropiem de formulă. Deci pentru a găsi câte numere sunt în toată povestea aceea, scădem din cel din față, din ultimul număr, pe cel de la început și împărțim la 2 pentru că sunt grupele de câte 2. O să ștergi tabla din nou și să pornim ca să mă apropii de formula ta. Oricum am tatonat destul de frumos, interesant. Acum să găsim formula aceea, să mă apropii de formula aceea care o aveai tu. Șterge tabla și scrie să începem un alt exercițiu care să ne apropie de formula. Poftim? O continuăm? Sigur că da, dar șterge tabla, că încă n-am găsit formula. În exercițiu mai sunt cu suma Gauss. Păi vezi, dacă noi reușim acum să punem la punct toate chestia O asta, mai să... spune una dacă vrei. Păi dar n-am pus formula la punct. Deci noi nu suntem încă foarte mulțumiți în momentul de față. Bine. Da? Deci, hai să zicem așa, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5
Ia scrii suma asta. Ies 1. Notează, ies 1 sumă. Plus 2, plus 3, plus 4, plus... Da, deci doar numai 5. 1 plus 3 plus 4 plus 5, da? 4 plus 5. La suma asta, rezultatul 2 plus 3 plus 4. Le-ai pus și pe 4, da? Bun. Suma asta e ușor de calculat, că zicem 1 și cu 5, 6, 2 și cu 3, 2 și cu 4, 6. Deci ar veni primul plus ultimul, ia să scriem, egal cu 1 plus 5. Așa. Deci acolo egal mai departe, egal cu, la calcul, cu 1 plus 5, 1 plus 5, tot în paranteză, vrei să zici plus 2 plus, corect, și care face, cât ar face acolo? Ar face, da, așa, deci ar face 6 plus 6 plus 3 este 12 plus 3 este 15. Bun. Dar eu, în continuare, sunt foarte frământat să număr grupele de câte 6 acolo. Ar fi un 6 plus un 6 și plus mai departe 3-ul acela, da? Da. Deci ar face egal mai departe acolo cu două grupe de 6, 2 ori 6. În loc să fi calculat numărul, nu mă interesează rezultatul. Eu vreau să găsesc formula, măi, Alesian. Eu sunt înnebunit să găsesc formula aceea care să-mi permite să calculez orice sumă, să nu mai pierd timpul la niciun sumă. Deci eu caut acum o idee și cu tine împreună o reușesc. Deci egal acolo cu cine am spus? Egal cu 2 de 6 plus cât ar veni? 2 de 6. Da? Dar de ce nu scrii 2 de 6? Egal mai departe, 2 ori 6, 2 ori 6 plus un 3. Deci Dar de uite, nu așa, așa a fost că 1 și cu 5 face un 6, 2 și cu 4 face un 6, deci două ah, da, grupe de așa. astea. Deci ai înțeles de ce vreau să spun, da? Dar nu mulțirea, nu calculul în sine mă interesează, ci mă interesează cum traducem noi spre formulă. Deci insistăm să vedem cum găsim ideea asta de formulă. Deci două grupe de 6. Cum să facem noi? Deci primul plus ultim, ai zis 5 ori două grupe și plus un 3. Plus un 3. N-am nicio idee. N-ai nicio idee. Eu nu mă dau bătut. Trebuie să găsim o idee. Eu m-am dat. Tu ai abandonat? Nu găsesc nicio idee. Păi, așa că mă lași pe mine, nu? Bine, dacă mă lași pe mine, o să încerc eu să fac atunci. Încerc și eu, dar Amândoi încercăm. Nu trebuie să renunțăm. Secretul la matematică este să fim cât se poate de convinși că reușim. Deci suntem convinși că reușim. Trebuie să găsim formula. În seara asta nu ne oprim din problemă până când nu găsim formula. Deci, primul plus ultimul, asta e clar, ca să facă echipele egale. 1 și cu 5, 2 și cu 4. Și-au rămas treiul acela. S-au format câte grupe de câte 6? Două grupe de câte 6 și un 3. Treiul acela. De acord, da? da. Și
Și rezultatul a fost 15, da? Da. Bun. Da, 15, da. Finalul a fost 15. Da. Ea scrie așa. 1 plus 5, scrie în paranteză, 1 plus 5 ori, totul Un ori plus 5. 5, în paranteză, scrie așa, 1 plus 5 ori 5, supra, Deci, da, tot împărțit, toată asta într-o paranteză dreaptă împărțit la 2. Totul împărțit la 2. Ia să vedem cât ne dă calculul ăsta. ar fi așa, prima dată fiindcă rezolvăm asta, scăpăm de paranteza pătrată și scriu 6 ori 5 împărțit la 2. Așa. 30 împărțit la 2. Ah, stați puțin. Așa, deci 30 împărțit la 2. Mă avea prima dată 2. Ah, 15, stați, 15. Pua, e foarte tare. Foarte tare. Deci rezultatul este 15, nu? Da. Păi, foarte, foarte interesant. Deci adunăm pe primul plus ultimul. Deci pe primul, adică pe 1 plus Așa. 5 Da. ori iar 5 împărțit la 2. Oricât sunt ei și tot împărțit la 2. Păi să ne ducem la exercițiul care l-ai avut tu. 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte, până la 80. Parcă asta a fost primul exercițiu. Merge formula asta? Deci zi așa, S egal cu 1 plus 2 plus puncte, puncte, până la 80, nu? Da. Ia să vedem dacă am nimerit-o, dacă merge asta. Deci aveam 1 plus aveam 1, ia, stați aici. Vedeți? Da. 1 plus 2 plus 3 Plus puncte, puncte. plus 80. Da. Și atunci să facem primul, adică 1 Da. în paranteză plus 80, Da. oricât sunt ei, adică 3, Sunt 80. Sunt 80, că îi numără pe toți, da? Ori a, ori 10. 80, Și tot împărțit la împărțit. 2 într-o paranteză pătrată. Așa, ia să vedem. Ne dă răspunsul acesta. Atunci aici am dat 81 ori 80 împărțit la 2, aici ar da, stați puțin, 81 ori 80, nu, ori 80, ar fi 8 și 8, 64, 64 împărțit la 2. Și avem 6480 împărțit la 2. Și Da. am, iau, iau o dată, fiindcă o dată, fiindcă o cifră are împărțitor, iau o cifră, adică 6 și 3, atunci dă nimic, îl cobor pe 4, aici dă 2, 4, nimic, îl cobor pe 8, aici dă 4, 8, nimic, îl cobor pe 0, merge de 0 ori și îl pun la sfârșit. 3240. Exact, rezultatul e perfect. Parcă începe să fie interesant. Deci, primul plus ultimul, oricât sunt ei, da? Oricât sunt ei, împărțit la 2, da? La 2 pentru că se fac grupurile cele de două câte două. Așa. Ia să vedem noi acum chestia asta. Hai să vedem și la aceea cu suma 2 plus 4, suma a doua care ai avut tot ca exercițiu. Cea cu 2. Ai avut așa un punct următor, următoarea sumă, 2 plus 3. Am avut 2 plus 4 plus 6 plus 100. A, din 2 în 2? E mai tare asta. Nu am înțeles. Și mai am 3 plus 7 plus 11 plus 15 plus 43. Vai, 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 ce fain este. Fain, fain de tot. La 1 plus 3 plus 5 plus 99.
Uai, ce frumoase sunt. Șterge tabla că încep să îmi placă foarte tare, din ce în ce mai tare. Șterge tabla acum că ce la celelalte, chiar e spectacol. Am pus mâna pe formula, aproape suntem pe aproape de tot, de tot. Minunat este. Ia să vedem. Dar pentru asta am să ți amintesc o proprietate foarte importantă, distributivitatea înmulțirii față de adunare. Ea scrie-o așa. 3 înmulțit cu 3 înmulțit cu 3 înmulțit cu, în paranteză, 7 plus 5. 3 înmulțit cu, în paranteză, 7 plus 5. Atât? Atât. Așa. Da, mai poți face și într-un alt mod? Cum? Egal acolo mai sus, egal cu? Într-un alt mod. Adică, cum? 3 ori 7 plus 5. 3 ori 7 plus 3 ori 5. E, 3-ul se mulțește și cu 5-ul. De ce? Nu înțeleg de ce. De ce? Pentru că 3-ul, ăla, vezi că 7 și cu 5 erau în paranteze, da? Da. Dacă te las, cum ai zis tu, ți-o dat 3, 6? Nu. Nu. Cum am zis eu, vreau să văd. Ia să vezi. Deci nu, e 3 ori 5. Ia da, pune 3 ori. Dar nici cum ați spus dumneavoastră. Păi eu am spus bine, dar tu n-ai fost atentă. Deci 3 ori 7 plus 3 ori 5. 3 ori 7, nu voi pui paranteze, n-are nicio rost. Plus 3 ori 5. Parantezele astea n-au rost acum. Da? Deci 3 ori 7 plus 3 ori 5. Egal cu. Egal cu 21 plus. Stați. Deci aici e ori. Da. Și atunci am 36. Deci totdeauna ăsta care e în față, 3-ul ăsta, se mulțește cu tot ce e în paranteză. Ia să mai vedem încă o dată. Un alt Poți să dau eu? Da, poți să pui 3 numere, poftim. Ca un exemplu așa. Deci poți să dau eu exercițiu. Da, da, da. Atunci am 222 ori da. În paranteză 100, 100 68 plus 252 da. Împărțit la 2. Nu, eu nu mă interesează decât chestia asta cu distributivitatea asta. Adică bine, înțelegi că tu... Atunci am 222 ori cât îmi dă aici oare 9. A, nu, stați, 10, 0, 1 în minte, 12, 4. Oh, ce exercițiu am dat. Tu ai vrut. Mai bine fac 222 ori 42.
4, 1, 2, 3, 9, 0 la fine. Da. Ei bine, eu pot să mai fac 222 ori 168 plus 222 ori 252? Da. Vezi că îți dă același rezultat, te rog. Faci înmulțire și urmă 2. 200, ah, aici e diferit? 222 ori 168. Și am 16. Nu, deci 8 ori 2, 16, 6, 1, 20, 2 ori 8, 16, 17, 18, 18, 6, 12, 13, 2, 1, 20, 13, 3, 1, 20, 6, 14, 13. Și atunci am 13. E bine? Păi, știi, eu n-am urmărit, eu urmăresc la sfârșit, trebuie să dea același rezultat. Și facem cealaltă mulțire. La cealaltă mulțire fă o invers, 250 și cât este acolo? 252 ori 22. O să da, vezi de ce. Așa. Da. Așa aș fi făcut-o și pe prima. Ori 20, 222. O, 504, 504, 504. Da, era de așteptat. Era de așteptat că mulțești cu 2. Deci de asta era, de asta era convenabil așa. 5, 5, 9, 4, 4. Sunt foarte, dar foarte sigură că aici am greșit. Și dacă nu dă la final, sigur am greșit. De ce? Și atunci am 6 plus 4, 10. 0, 1 în minte. 9 plus 4, 13, 1 din minte, 14, 4, 1 în minte. 40, 40. 3 plus 9, 12, 1 din minte, 13. 3 țin 1 în minte. E. 8 plus 9, 14, 4, 1 în minte. 9. Da, deci ai greșit. La, cred că la mulțirea 168 ori 222. Da, acolo. Ea scrie 168 ori 222. Refacem ca să fie același rezultat, neapărat. Oh, din nou. Tu ai luat numele astea mari, că eu nu asta vreau. Dar dacă tu ai vrut să dai tu greșiți cu numere mari, dorința ta, ce-ai îndeplinit-o. Păi ați spus din trei numere, ce să fac? Păi da, da, eu nu ți-am spus dintre noi, eu urmăream o proprietate, aceea că se distribuie. De aia ți-am dat, eu nu ți-am dat decât 5 pe lângă sau 3 pe lângă, nu știu ce, acolo, ca să vină ușor. Refaci tu asta, sigur este adevărată. Mai facem un exemplu care, în care să-ți dai seama, adică să scoți în evidență ceea ce îmi propun eu. Adică, mai clar, zi așa, 3 înmulțit cu, șterge tabla, că... A, uite. Da, o ștergi, refaci tu ieșițiul ăsta. Ți-ai luat numere mari și sigur ai greșit la cap. Mă uit pe filmuleț și o fac din nou. Sigur că da.
oricum trebuie să copiez pe el. Deci spunem așa, 3 înmulțit cu 5 plus 2, 5 plus 2 plus 4, în paranteză, 5 plus 2 plus 4. Adică 3 se mulțește cu tot. Și ar face egal mai departe cu. Nu stau ce aici sus. Așa. Deci, am zis 3 ori 5 atât? Da, atât, atât, că pe mine mă interesează proprietatea de distributivitate care vreau să o pun în evidență. Atunci să fac prima dată fix cum e scrisă. Așa. 3 ori 5 plus 2, 7, 4 ori 5. Și atunci am 33. Da. Sau pot să fac 3 ori 5. Așa, la egal acolo în dreapta scrie 3 ori 5 plus 3 în dreapta egalului. 3 ori. 3 ori, da, ori 5 plus 3 ori 2 plus 3 ori 4, e bine? Așa, așa. Atunci am 3 ori 5 plus 3, dacă dă la fel, plus 3, 4, cred că dă la fel și atunci le grupez așa. Păi neapărat, n-ai altă variantă, că trebuie să facem mulțirile. Și atunci am 21 plus 12, să dea 33, să dea 33, să dea 33! Deci vezi, totdeauna când un număr se mulțește cu o paranteză, numărul acela se mulțește cu toți termenii din paranteză. Absolut cu toți termenii. Deci 3 ori 5 plus 3 ori 2 plus 3 ori 4. Deci este important asta să ții minte. Și înapoi, uite că mai avut. Dacă vei avea 3 ori 5 plus 3 ori 2 plus 3 ori 4, de orice egalitate, se citește din stânga spre dreapta și din dreapta spre stânga. Deci 3 ori 5 plus 3 ori 2 plus 3 ori 4 înseamnă că 3 este peste tot și se scoate în factor comun, se cheamă. Deci, în limbajul matematic, 3, fiindcă este comun celor 3 termeni, se scrie ca fiind 3 pe lângă. 5 plus 2 plus 4. Șterge de desubt aici, te rog. Stați puțin că am agățat ceva. Așa. Și asta. Nu, nu, nu. Păi, aceea mi-o las. 3 pe lângă. Lasă, lasă aceea. 3 pe lângă. Oh. Era 3 pe lângă. 3 ori. Așa. Deci am spus, 3 înmulțit cu o paranteză, se scrie 3 ori 5 plus 3 ori 2 plus 3 ori 4 și acum scrie egalitatea invers. Egalitatea o scriem din membru drept spre membru stâng, adică scrie 3 ori 5 plus 3 ori 2 plus 3 ori 7. Patru. Deci scriem egalitatea, schimbăm termenii egalității de pe poziția a doua. Deci începem membru drept egal cu membru stâng. Deci 3 ori 5 plus 3 ori 2 plus. Păi uite-te, este scris 3 ori 4 Știu. egal cu. Păi asta am făcut. Păi mai, nu se face calculul. Eu spun să scrii egalitatea invers. Adică dacă A egal cu B și B egal cu A. Deci am scris pe locul întâi la egal pe membru din dreapta și acum o spun egal cu membru ăsta din dreapta, îl duci dincolo de egal, adică 3 pe lângă. 5 plus 2 plus 4. I-am schimbat pozițiile la egal. Deci nu mai poți urmări, nu? Deci nu mă interesează calculul, mă interesează să schimbe acum termenii aceștia a egalității, cei doi membri a egalității, membru stâng. Care e membru stâng a egalității? De la egalitatea de sus. Egalitatea a doua n-a fost. Așa, 3 pe lângă 5 plus 2 plus 4, membru stâng. Și membru drept care este? A egalității. Membru drept al egalității. Dincolo de egal.
Nu, dincolo de egal. Toată partea aceea. Și acum am schimbat. Membru drept îl duci și pe membru locul întâi și membru stâng pe locul doi. Și zicem trei pe lângă. Da? Mai ești acolo? Da, sunt aici. Deci, nu, știi, o egalitate este asemănător cum am sta pe un taler, ar fi o balanță cu cele două talere și schimbăm între ele cantități, nu, greutățile. Și rămâne în echilibru, egalitatea rămâne aceeași. De asta ți-am spus, să scrii în dreapta 3 ori 5 plus 3 ori 2 plus 3 ori 4 egal cu 3 pe lângă, egal cu 3 pe lângă, 5 plus 2 plus 4. Păi dai și nu scrii. Egal cu 3 pe lângă. Acum vreau să... Nu acolo jos. În continuare la egal acolo sus. La egalul de acolo, egal cu 3 pe lângă. 5 plus 2 plus 4. 3 pe lângă, deschidem paranteza. 5 plus 2 plus 3 ori 5 plus 2 plus 4. Încă o dată. Deci, ai avut sus o egalitate pe care am verificat-o și egalitatea aceea ți-a spus exact că este corectă și acum eu am privit-o invers. Adică cum? Membru drept l-am pus în membru stâng și membru stâng l-am pus în membru drept. Este aceeași relație de mai înainte, dar scrisă în varianta aceasta care îmi permite mie să-ți atrag atenția că dacă ai o sumă din mai mulți termeni, avem aici 1, 2, 3 termeni. Atunci este ceva comun tuturor la mulțire, la fiecare, este 3-ul. Se scoate 3 un factor comun, așa să zici, 3 pe lângă și pe urmă spunem tot ce este în paranteză. Încadrează-o pe asta relația a doua, că e foarte, foarte importantă. Asta este miezul problemei. Eu nu pot să încep exercițiul acela să-l fac, decât dacă ai înțeles asta. Deci, ceea ce îmi propui să fac cu suma lui Gauss are ca miez al problemei, ca înțelegere, chestia asta. Dacă înțelegem, mergem mai departe. Dacă nu, nu putem merge mai departe. Ia să vedem suma care a fost de calculat. 2 plus 4 plus 6. Ia scriu pe ce. 2 plus 4 plus 6 plus 8. 4 plus 6 plus 8 plus puncte, puncte și așa mai departe. Nu știu până la cât s-a dat. Până la 80, da? Adică, să văd aici, am închis telefonul. Până la 2 plus 6. A. Plus 100. Știi cine e în fața lui 100? Adică aici. Da. 99, după aia Nu, 99. nu e adevărat. Nu, că ești din 2 în 2. 98. Sigur că da. Ești din 2 în 2. Apoi în fața lui 98? 96, 94, 92, Corect, corect, 98. corect, corect. Ești din 2 în 2. Și atunci e egal mai departe cu... Continuăm. Egal cu. În loc de 2, primul 2, poți să spui 2 ori 1. În loc de 4, poți să spui 2 ori 2. În loc de 6, 2 ori 3. În loc de 8, 2 ori 4. Opt, da. Ia scrie, te rog. Egal cu 2 ori 1. Nu. 2 ori 1. 1 plus 2 ori 2 plus 2 ori 3 plus 4 ori 4. Plus 2 ori 4. Cu 8 e 2 ori 4. Plus așa mai departe, plus puncte, puncte. Plus 2 ori 50. 2 ori 50. Ei, uite-te sus la ce e încadrat. La ceea ce ai pus tu acolo în paranteză, și ai subliniat foarte bine.
Și uite cum era 3 ori 5 plus 3 ori 2 plus 3 ori 4. Toți termenii ăștia aveau un 3 și le-ai scos pe 3 în factor comun. În Da. partea asta altă ce au toți termenii de aici? 2 ori 4, 2 ori 1 plus 2 ori 2 plus 2 ori 3 plus 2 ori 4 plus 2 ori 50. Și atunci poți să scoți în factor pe 50. Deci egal mai departe cu 2 pe lângă. Poți să scrii un 2 pe lângă cum s-a scris sus. 2, deschizi o paranteză, egal cu 2, nu, 2 înainte, trebuie să scrii 2, care e comun tuturor. 2 pe lângă. Ce a rămas din primul termen la 2 ori 1? A rămas doar 1. Ai obosit, nu mai am cu cine discuta. Da? Nu mai observi. Deși am încadrat acolo egheșițiu, nu mai poți urmări. Nu se poate face egheșițiu decât așa dacă înțelegi mecanismul de aici. În paranteză ar trebui să fie 1, că din 2 ori 1 a rămas 1. 1. Plus. Din al Da. doilea termen 2. Din al treilea 3, termen 3. Plus 3. Plus 4. 4, Plus 5. Și mai departe plus plus 50. 50. 50. Iar suma asta, închide paranteza, suma asta o avem, o știm să o calculăm, egal mai de sub cu 2 ori, 2 ori, primul plus ultimul, Adică 1 plus plus 50. 50, Paranteză. sigur că da, 1 plus 50 în paranteză, ori, Plus 2. nu, păi da, dacă ne ducem să numărăm așa, muncim mult. Dar am găsit formula mai devreme. 1 plus ultimul, închidem paranteza. A, sunt formula de mai devreme. A. Așa că am muncit, am găsit formula aceea și acum o aplicăm. Primul plus ultimul, ori Oricât sunt, ori tot 50 50, că sunt 50. împărțit la două perechi. Așa, împărțit la 2. Dar punem în paranteză dreapta asta. Hai. Așa. Da. Egal cu. Și atunci am 2 ori. Aici am 51 Da. ori 5. Ori 50. Și 50 împărțit la 2 ca să nu mai zici, ori 25 ca să nu mai pierdem timpul. Că Da. de final, ori 25, adică sunt parte foarte rapid, da? Ori 25 am. Și poți să faci 2-ul acela ori 25 întâi și face 50. A, e făcut și așa, și așa era bine. Atunci am 50 ori 51. Am prima dată. Deci am 5. 25. 25. Deci face cât? 5 ori 5 ori 25, 2000 cât? 550. 2550 și gata, ieșiți. Deci suma asta n-am mai scris să toți termenii. Nu i-am mai numărat. Nu am mai văzut cât doi câte doi. N-am mai pu... Am făcut o șmecherie foarte tare pentru că am sesizat că fiecare are un 2. Am scos pe doi factori comuni și în interior a rămas o sumă foarte rapid de calculat. Am zis primul plus ultimul. Sumă Gauss, oricât sunt ei, da, împărțit Da, la și împărțit la două perechi. 2. Așa, împărțit la 2 și din cauza asta am ieșit rapid sumă. Ia să vedem pe cealaltă cu 3. 3 plus 6 plus... Hai să vedem, poate ne vedem foarte bine suma. Las aceea care e subliniată acolo, că e importantă. Lăsăm. E ca o... O chestiune cu importanță foarte mare cu scoaterea în factor comun. Asta înseamnă. Deci, există următoarea era 3 plus 6 plus 9 plus 12. Stați e 3 plus, nu, e 3 plus 7. Cât? 3 plus 7? Plus 11 plus Așa. 15,
plus 43. Da. Atunci. Acum nu se mai poate scoate nimic în factor. Când a fost 3, 6, 9, ci pur și simplu din 4 în 4. Nu? Că la 3 cât îi mai trebuie până la 7, 4. La 7 la plus 4, 11. 4, 4, 4, 4. Perfect. Tehnica este tot aceeași. Primul plus ultimul. Adică 1, adică 3, pardon. Așa, 3 plus... Plus 43 în paranteză. Da. Ori cât sunt 43? Ei, aici nu mai sunt toți. Nu sunt toți până la 43, că îi sar. Sunt din 4 în 4. Păi vezi, perdem mulți termeni. Deci perdem mulți termeni. Și aici spune, ca să aflăm numărul lor, scădem din 43 pe 3. Da? Deci din 43 și 3 scăzut 3. Da. Deci din ultimul scădem pe primul. Așa. Și împărțim la din cât în cât sar ei. Ei sar din 4 în 4. Deci vine 43. E scrie 40. Deoparte, deoparte, deoparte. Scrie așa în cuvinte. Pentru a afla numărul de termeni. Pentru a afla numărul de termeni. În cuvinte. Pentru. A afla numărul de termeni. Da. Scădem din ultimul termen pe primul. Așa, scădem din așa și fă concret, fă 43 minus 3, 43 minus 3 egal cu 40, da? Da. Așa. Apoi, virgulă acolo, apoi împărțim rezultatul Apoi împărțim rezultatul la diferența. Adică din cât în cât sari acolo. Din 4 în 4, nu? Apoi împărțim la, se cheamă asta rație. Apoi împărțim la rație. Adică din cât în cât sari acolo. Din 4 în 4. Apoi împărțim la rație. În cazul de față, din cât în cât? 4 în 4. Din 4 în 4. Adică pe 40 îl împărțim la 4. 40. Împărțim la 4. Nu, păi parte tu de desubt acolo unde e scris în cuvinte. 40 împărțit la 4. Aici. Da, 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 da. Și egal cu 10. 10. Așa. 40 împărțit la 4 plus 1. Adunăm un 1 ca număr. Deci după ce ai împărțit la 40 pe 4 egal acolo, scris că e egal cu 10 și de desubt spui 10 plus 1 egal 11. Deci numărul de termeni sunt acolo 11. Așadar, ai adunat pe primul plus ultimul, 3 plus 43 ori 11. Acolo la formulă trebuie să scrii. Ori 11. Ori 11. Și împărți la 2. Împărți la 2 că ori sunt... Ori stați ca să fie clar 10 plus 1. Bun. 10 plus 1 în paranteză. 40 împărți la 4 plus 1. Așa. Așa. Și împărți la 2, nu la 10. Da, acolo ziceam 10 că dă. Nu poți face calculul așa, că expresia mă ține de când o să scrii egal. Deci împărți la 2. Hai.
împărțit la 2, egal mai departe cu, acum egal și lucrăm, egal cu 30 cu 43 fac 46 ori 11 și împărțit la 2. 46 se împarte la 2 și face 23. 23 ori 11. Și rezultatul e 23 ori 11 la suma ce. Ei, dacă o să aduni, să ai tu răbdare să zici 3 plus 7 plus 11 plus 15, nu știu, îți dă atât, 253. Deci, a face calculul unor sume de acestea înseamnă că trebuie să știi șmecheria primul plus ultimul, oricât sunt termeni acolo, dacă vrei numeri, dacă ai posibilitatea să numeri numeri, și totul de împărțit la 2. Ei, termenii aceia care trebuia să-i numărăm noi, până la 43, din 4 în 4, sunt, așa cum ai observat, sunt în număr de 11. Ei sunt 11. Dacă vrei să-i vezi, 3, 7, 11, 15, 19, 24, 23, 27 și când până ajung la 43, sunt în număr de 11. Asta e șmecheria care am pus-o la punct. Deci cum se află numărul de termeni? Se scade din primul, din ultimul, pardon, din ultimul se scade primul, se împarte totul la din cât în cât sar ei, de la noi s-a văzut că din 4 în 4, și se adună încă unul pentru că ei trebuie să adunăm și capetele. Și atunci totul de împărțit la 2, acesta este rezultatul. Și celelalte sume se fac în felul ăsta. Da? Deci celelalte sume se fac în felul ăsta. În concluzie, ce am văzut în seara asta? Am văzut că exercițiile care vi le-au propus sunt foarte interesante. Din păcate, ele nu lor nu se aplică așa o formulă în orb. Ți-o da formula asta, să o aplici cu asta, basta. Nu. Trebuie înțeles mecanismul. Adică să ca să faci grupii de cele, adunăm pe primul plus ultimul, al doilea cu penultimul și mai departe. Și întrebarea este câte grupe le fac, să le număr e foarte greu, dar ca să nu le număr, cel mai rapid mod este acesta de a scădea după tatonările care le-am făcut și după cât ne-am trudit acolo, era cât pe ce să abandonăm, nu ne mai vedea, nu ne venea să ne apucăm de lucru, dar important este că trebuie să insistăm până când dăm de capăt. Și am descoperit și această proprietate foarte importantă, distributivitatea mulțirii față de adunare, care se traduce invers scriind scoaterea în factor comun. Lucru foarte, foarte important pentru calcularea unor sume. Cam asta este în seara asta. Ne oprim aici. Pe perioada de weekend, vezi cum poți să faci celelalte găsiții. Dacă ai ceva greutăți, mă suni. Dacă nu, ne vedem așa cum îți place ție dincolo de weekend, nu? Luni. Da. Da. Și sper să stau și de vorbă cu mama, pentru că e nevoie să stau de vorbă și cu ea. La revedere!